Prea cuvioase Părinte Stare, prea cuvioși Părinți, binecuvântată Oște, cuvinți că sunt noi de pretutinde și dragi mei. Evanghelia și Duminica de astăzi ne descoperă unul dintre darurile mari pe care le-a făcut oamenilor Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și anume acela al puterii apostolilor și a urmașilor lor de a ieșa pe care. Acest dar mare a descoperat lumea întreagă, o descoperează până astăzi și până la sfârșitul viacului. Ce mare șansă este pentru noi să primim în urma mărturisirii păcatelor noastre dezlegare de și iertare din partea lui Dumnezeu. Această putere a apostolilor și a urmașilor apostolilor, a întregii creuții, este darul de mare preț al lui Dumnezeu. Cel care a suflat asupra noastră și a zis, Doamne, Sfânt, cărora de cetat păcatele vor fi iertate și cărora le vestine în nume vor. Însă acest dar se pare că nu este doar a sacerdoților, a celor din otomire. Este darul fiecărui creștin. Fiecare creștin în parte trebuie să ierte. Și dacă iar nu se face asemenea, de aceea ne poruncește Domnul nostru Iisus Hristos ca în ultima instanță să-L iubim și pe vrăjmașul care presupune iertare. Ca să reușești să iubești cineva, trebuie întâi să-l ierți. Și dragoste să-l ierți de 70 de ori, de 7 ori, precum ne învață Sfintele Scripturi. Un al doilea lucru, care îl desprinde din Evanghelia care s-a citit astăzi, duminica care se numește Aton, este acela că n-avem voie să lipsim de la Biserică și de la Sfânta Liturghie. Mi se pare mie că în ultimele săptămâni am fost mai prezent la Biserică decât eram în mod inimat, când ne permiteam să lipsim în duminică și sărbători de la Sfânta Liturghie. Creștinii noștri cunosc acest lucru foarte bine. Fiecare zi sunt prezenți la Sfânta Liturghie, prin intermediul internetului, al televizorului, al radioului. Se prețuiește mai mult în această stare în care ne aflăm cu îngăduința lui Dumnezeu să participăm la Sfânta și Dumnezeia Sfântă. Mai mult credincioșii noștri se împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu și prin preoți se împărtășesc realmente și cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Sfântul Apostol Toma ne învață așa, n-avem voie să lipsim de la Sfânta Liturghie, pentru că dacă vom lipsi, vom ajunge să ne îngăduim în credința noastră. Credința noastră să slăbească, poate chiar să dispară. Și un om fără credință este un om fără șansă. Un om fără credință este un om prăbușit. Un om care trăiește deja iară, încă din această existență. Sfântul Apostol Toma a lipsit o duminică de la Cântarea Pântului de la Liturghie.
S-a întâlnit cu apostolii doar după o săptămână, când împreună fiind la ceasă de rugăciune, Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în ușile încuiate și l-a încredințat de învierea lui. Vin o nouă, pune degetul în care în semnul cuiei, l-a văzut în atașul prin casa mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Domnul a lăsat și că suntem și noi Domnul meu și Dumnezeu meu. Încă o dată, dacă lipsim de la Sfânta Trinitate, fie o duminică, putem ajunge să ne îndoim în credința noastră. Și dacă lipsim mai, atunci credința noastră devine șupetă și putem ajunge la neexcelință. Acestea credințe se vă bucur tare de Dumnezeu. Din nou, în mărăstirea noastră dară, trebuie să vă mărturisesc că am fost foarte impresionat de peregrinajul care l-a făcut de izvorul Tămăduirii în județul Cluj și în județul Bistrița. Am văzut mulți oameni fericiți de acest mare dar. Am văzut mulți oameni îngenuncheați. Am văzut mulți oameni distruși. Și am simțit multă înviere din partea mea aceasta. Au fost câteva momente pe tot acest parcurs de 12 ceasuri, cât am fost în peregrinaj alături de Maica Domnului. Foarte multe momente care n-au fost întâmplătoare. Traseul pe care noi l-am denumit inițial s-a respectat în mare măsură, dar s-au făcut și excepții. Toate excepțiile care s-au făcut au fost prin mijlocirea Măicilor și au fost țintă pe cine. Noi am fost obligați de împrejurări să ne schimbăm traseul, însă mai de Domnului a mers la țintă, unde ajung că trebuie să ajungă. Vă dau la mână de pântă, Maica Domnului, când a fost la Bistrița, a ajuns la donatorul acestor candelabre, deși nu era pe traseul nostru. A ajuns chiar la casa. Ca să vedeți că Maica Domnului a putut să răsplătească acest dar al candelabrelor mănăstirii Cula, prin mergerea ei specială la casa acestei distinse Doamne. Dumnezeu să primească Sfântul Sfântul, Maica Domnului să vă plătească, iar noi să mărturisim asemenea Sfântului Apostol Toma, cu toată tăria de Sfântul Sfântul, Domnul Iisus și Dumnezeu, fără tine, viața mea nu poate. Mă rugăm, Hristos a înviat.